trei puncte care înseamnă trei importante lucrări de investiții, care sunt bugetate și care nedoielnic vor fi atribuite unor executații. Nu știu dacă vor fi atribuite prin licitație, ceea ce înseamnă că un modificator va fi așa, dar și într-un caz și în altul. Și ar trebui să ne gândim la o hotărâre de Consiliul Local în care absolut toate lucrurile și cele care în mod legal primarul are dreptul să le atribuie în mod direct. Să ni se prezinte în mod obligatoriu la Consiliul Local contractele. Această temă este cea mai nenorocită și ea se află la originea tuturor relelor care s-au întâmplat în ultimii ani aici. Datorită faptului că aceste contracte n-au prevăzut clauze de etape de funcție de construire, clauze de penalități pentru neconstruire la timp și multe alte care se pot pune, au contribuit mai departe în situația la care ne aflăm. La absolut toate lucrările. Deci solicit în mod expres să fie supuse, să le vedem și noi, să vedem ce clauze pune primăria când contractează o lucrare cu un constructor. Da, mulțumesc, să le prezinte înainte, domnule. Înainte, domnule, dar nu cumva după. Înainte ca ele să fie aprobate. Deci, toate aceste contracte, în așa fel încât să ne putem lămuri și noi, cu juriști de carieră, care știu foarte bine că sunt chichițe de juridice, în care la un moment dat nu mai putem interveni pe ele. Nu se poate așa ceva. Peste tot noi pierdem procese, datorită unor contracte prost făcute și neurmărite. Da, mulțumesc, domnul. Eu propun altceva, dacă îmi permiteți. Prezentarea spre aprobare a caietelor de sarcini. Prezentarea spre aprobare la Consiliul Local a caietelor de sarcini. Că degeaba vedem noi contractele când caietele de sarcine sunt bătute în cuie. Vreau să vă spun că, să vă duc la cunoștință. Deci, atunci când se scot la licitație, se scot și caietele de sarcină și draftul de contract. Deci nu se scoate fără să fie. Dacă vreți să vi prezentăm drafturile de contract înainte de licitație... Cere licitație, într-adevăr, așa este. Eu vreau și pe celelalte. Am înțeles, ok. Și pentru celelalte. Deci notați acolo. Caietele de licitație și pe celelalte, o lucrare de atribuire direct ajunge până la 100.000 de euro. 100.000 de euro sunt bani foarte mulți. Și draftul contractului. Trebuie să rețin. Hotărârea numărul 4. La comisie care... Nu, tot Consiliul. Tot Consiliul. Mai băgăm și mai lungim. Dar nu zic oala încă poate. Ne băgăm în comisia de specialitate. Atunci explicați-mi de ce pierdem mereu toate procesele. Care e proces? Explică-și toată care e proces. Tot aud în proces. Bine, am să nu știu ce ai pierdut. Stăm degeaba pentru toate. Dar am pierdut un